Ele é prieten nosso e concurent do teu. Nu concurent. Nu e concurent, noi nu concurăm. Tata vostru. Da. Ilie Slug, doamne și domnule, Ilie Milobacea. Omul ăsta achide stres când vine și face câte un fan meeting într-un mall sau ceva de genul ăsta. Omul ăsta e genial, vorbesc foarte serios. Vine tocmai din Chișinău, de unde se pare că vin din ce în ce mai multe talente. Da, din Moldova vine talentul. Și este aici să introducă un artist foarte drag nostru, Ilie, te rog frumos. Hei, sunt Ilie și sunt mândru că sunt născut din Moldova. Este o onoare pentru mine ca să-l mic pe scenă pe Carla's Dream! Carla Dreams! Ilie's Vlogs! Rumenă. Salut, bună seara. Fădăși, fădăși. Da... No. Băi, el tot vrea să facă duș, dar nu că vrea, dar... A, duci pe. Azi Global Records împlinește 2 ani, dacă nu greșesc. Poate greșesc, nu știu. Și eu sunt invitat la o petrecere și acolo o să fie foarte, foarte mulți artiști. O să fie și vloggeri, de exemplu eu. Sunt foarte, foarte bucuros și azi eu o să-l chem pe scenă pe cel mai tare moldovan. Eu sunt sigur că vlogul de azi o să vă placă. Wow, nici nu vine crede. Deci azi m-am îmbrăcat în cămașă și nici nu știu să o bag în pantaloni sau nu. Știu că trebuie să o calc pe scenă. Eu am făcut numai și duș. Roman. De eu mă duc. Te duci să faci duș? Da, mă duc. Hai acum, du-te. Tu ai haine de schimb, da? Eu i-am dat vaca mea la Oman. Nu știu să pregătesc la vaca, po. E da? E vaca, po. Trebuie să pregătesc niște cuvinte. Știți de obicei când chem pe cineva pe scenă, trebuie să spui ceva. Și eu nu știu ce să spun. Pau. Să la haine? Super. Ion, vrei apă? Da. Îți torn apă. Și eu vreau apă. Ok, dacă să iau și pantaloni. Da. Cu plăcere. Roman, și gata? Da. Da? Eu am stat în duș jumătate de oră, așa e? Automatic numai mâinile ți le spălat. Și puțin, băi, dar așa de... Numai mâinile ți le spălat. Dar așa de gine păr. Da, așa de... fain. Și cana asta parcă din cauciuc, știi? De ce? Parcă din cauciuc. Serios? Ia ține așa, nu-ți pare că e parcă din cauciuc? Nu? Călătorie, vrei să vezi? Care, tu ai făcut-o? Da. Da. Thank you. Mâncă mar. Ești gata pentru azi? Da. Eu nu am venit aici la bro și stric căni. Pentru asta ai venit, băietul? E din Crișal. Am ajuns la Global Records, la 3-le etaj acolo. Și grește. Da, și la 3-le etaj. Tot e gol aici. Nu, iar un oficiu acolo și cu tine. Așa de tare, mi-e foame. Mi-e tot, Ilie. Mi-e tot, mi-e foame. Asta nu e ceva, spune. Nu știu, Roman. Să te las plământ. Nu mă sunești pe lumea ta, bă? Ați fac vlogul. Da. Eu sunt beautiful. Tu? Da. Doamne ferește. Ia ca eu, da. Nu, dar eu, ia de-ți văd, dar pune-mi și mine la mine. Căutăm loc de parcare. Am ajuns la Global Records. Am ajuns ce sorul ăsta e cu mult mai fain decât la cel de la Andrei, așa e? Da. Așa de la Andrei, nu știu cum e, ți-i frică. E old school. Trebuie să pești la etajul 3. Asta a fost un prank pentru voi. Am venit aici numai să mâncăm, uitați pe biscuiți. Mmm. Îți place și oficiu? Foarte tare. Mircea, what's up? Hello, I'm from Romania, I'm from Cluj-Napoca, and I'm coming here to Bucharest. I don't know who is these people, they are very rich. Oh. Toată gașca, ne uităm la un video. Aici în oficiul ăsta tăți pregătesc pentru petrecerea de seară. Să fie ceva mare. Știți de ce a venit Roman în România? Adică mai mult a venit pentru că... Hai spune. Să petrec timp cu Ilie. Clar. România. Aha. Max, Shelly, da. Carlos, The Motans, Delia și... Da. Eu am venit doar pentru o persoană, să-l văd pe Carlos. Da, 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 ca pentru asta am venit și gata. Ne ducem undeva să mâncăm. Știi cine cântă? Shelly. All American Rejects. Când eram în clasa 9, ascultam cântecul ăsta. Cam așa să fie asta. Mergi! Ah, da. Mi-a dat așa și uitat credi, mers la bolan. Uitați-vă ce bor și gustos. Gustos? Îți place? Nata 4 pe azi. E că ieșim de aici, am mâncat. Bună ziua! Bună seara! Ia că este cântec, s-a terminat. Noi acum vrei să-i faci un prank lui Ilie. El s-a dus să vadă dacă lucrează autoservice unde facem roți, facem aici, vrem să facem roțile. Eu cu Ion ne parcăm în altă parte. Prank.
Roman doarme. Punem apă pentru geamuri. Și acolo starnă, da? Da, iată și. Câte chestii noi pentru mine? Plecăm deja la eveniment că se începe la ora 7. Nu, de fapt se începe la ora 8. Noi o să fim acolo mai devreme la 7. Am ușa să încercăm să-i facem un prank lui Roman. Am ușa să încercăm să-i facem un prank cu Roman. Stai să prind fădarcu, stai. 1, 2, 3. Aaaaaaa! Jos. Să vedem. Trezesc cu tine în gând. Despre tine vreau să cânt. Mai nec în ochii tăi, la 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 la. Plânge lumea după ei, la 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 la. Mai nec în ochii tăi, la la la. Caut aici un club și nu-l găsesc, și e că m-a ajutat o admiratare. Bine, da? Mersi mult, sport. Mersi mult. Da, poza. Ia că aici să fie petrecerea noastră. Oh my god, ce tare arată clădirea asta. Până când am găsit-o. Ia uite și Dr. Dredd sau Dre. Smoke weed every day. Aici să vin toți artiștii și să fac poze. Asta e camera lui Bro Sony. Întotdeauna am vrut să am 500 de euro. Deci nu? Na, ții 500 de euro. Dar până înapoi, că tot și bancă. Sunt aici cu Denis de Motans. De Motans, sorry, întotdeauna încurc. De Motans. Ai și o nebunie mare, mare, mare. Așteptăm să ceapă tot. Hello. Andrei, uitați-vă câți bani. N-ai bani acasă? Uitați-vă câți oameni sunt. Am luat ceva de mâncare. Poftă bună, Roman. My nigga. Too fancy for me. Cântă Nicoleta Nucă. Nucă. Nu știu ce ni, dar știu că-i Nucă. Că e o Nucă. Carlos în spatele nostru, acolo mănânc. Să urcem în scenă, dar aplaudați el. Corect, aprobat. Are oameni din online, am făcut o prezentare modestă. Hai să vedem. Da, ceva modest, mic, fără sunete prea mari. Înăuntru e craziness. În spatele meu este Carlos și Smiley. Da, nu aud nică. Nu știu, fac o poză cu dânsul. Uite, Carlos din spatele tău. Da, și Max. Și Ilie cel mai tare. Vă salut, stimate domn. Cum te mă, stai subiect aici tu, pentru că am auzit vocea. Max, de nu că fața lui și așa e neagră și tu mai pui umbră. Cum îi spune? Sergiu cel mai tare. Vocea, mă, mă. Volga? Nu, e ceva cu... e ignorantă în bani. Hai, le-i puci acolo. Hai, Ilioș. Hai. Ilioși pe Ilie. Ți-am doi de Chișinău. Nu, ți-ți acolo. Hai, eu credeam că tu... Aici, suntem. Bine, hai. Tu ești cea mai tare, știi? Ilie, prietenul nostru, e concurentul tău. Nu concurent. Nu e concurent, noi nu concurăm. Data vostru. Dar voi sunteți viitorul, băiți. Și tu ești viitorul. Roman, am urșit să-i salpă. Hai. 1, 2, 3. Și eu vreau o poză așa profesională, te rog. Stai, profesional. S-a împlinit un vis. Împlinit un vis. Foarte tare, mare vis. Hei, salut, sunt Ilie și astăzi eu sunt cu... Carlos Dreams. Nu era evident pentru că Ilie's vlogs e foarte original. Wow, wow. Nu wow. Ești cel mai bun. Tare. Și să vorbim. Da, e cel mai bun. Și să vorbim. Super original. Om arată la un om cu mască. E bravo. Da, mersi, mersi. Ilie nu are unde crește. Ilie e perfect deja. No. Și vlogul lui e wow. Nu
avem despre ce să vorbim. E, practic, e PewDiePie la pătrat. A, eu știi de PewDiePie. Mamă, cât o jurat? Abonat, ai, ești nebun la cap. Ce faceți, mă, băieți? Legem cactus. Salutări, Luspic. Hei, mă, văd și eu, mă, pe canalul ăla. Bă, cum fac eu? Cum fac eu de acum? Uite, vreau să-mi lase și eu o piesă, da. Să le pun pe canal tău. Câți bani îmi ceri? Oricum, ai, eu... are gen cu marichetul, are... Eu rezolv. Eu vorbești? Da, el e manager. Ah, gata. Eu scriu textele. Pe perfect. De el e impresarul meu de acum. Și discută cu Ili. Trebuie să ne uităm în... Vă rog, mie una, stați fix așa, numai să vin eu aici. În loc tot, am făcut 16. Laura. Și eu. Ai un Roman Păroleacă. Laura. Este chic din Chișinău, apropo. Ilie, îți vlog, doamne și domnule, Ilie, vino cu acea. Omul ăsta aici de stres când vine și face câte un fan meeting într-un mall sau ceva de genul ăsta. Omul ăsta e genial, vorbesc foarte serios. Vine tocmai din Chișinău, de unde se pare că vin din ce în ce mai multe talente. Da, din Moldova vine talentul. Și este aici să introducă un artist foarte drag nostru, Ilie, te rog frumos. Hei, salut, sunt Ilie și sunt mândru că sunt născut din Moldova. Este o onoare pentru mine ca să-l numim pe scenă pe Carla's Dream. Carla Dreams! Ilie's Vlogs! Sunt pe la maștri, de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot ajuta. Am venit acasă, Roman. Sunt foarte obosit. Câte ore, Roman, acum? Oara 3, da. Dar nu ți-i somn, așa? Picioare și de la schinare, mă. Da, prin mă doare de amușură de schinării. Picioarele foarte tare mă doare. A fost tare super. L-am văzut pe Carlos. Pe Carlos am vrut, practic, să-l văd. Azi și să fac cu dâns poze. Am stat, am vorbit cu dâns. E o persoană tare, tare superbă. Inteligent și foarte dezghețat. Un bun sfătuitor. A să închid vlogul aici și a să-l închid cu un gând. Nu contează cine ești. Mari, mic, toți suntem simpli muritori. În fața la moarte, noi toți suntem egali. Viața e scurtă, trăiește-o la maxim. Când ajungi undeva sus, niciodată nu uita că tu cândva ai fost jos. Și când spun jos, nu am în vedere ai fost un nimeni, dar tot a început la zero, adică ai început la zero, ai muncit ca să ajungi undeva. Eu sunt mândru că am ajuns unde am ajuns. Sunt mândru pentru rezultatele mele, pentru că am ajuns aici, unde sunt acum. Și asta e fain. Și asta e dovadă că eu am lucrat foarte mult la visul meu. Și pentru că am lucrat mult și din greu, este așa o vorbă. Hard work pays off always. Într-un fel, dacă lucrezi mult, tu ai să vezi și răsplata ta întotdeauna. Poate câteodată ai să vezi răsplata cu mult mai mare decât te așteptai. Eu asta văd acum. Vreau să vă mulțumesc vouă că sunteți cu mine în fiecare zi. Mă susțineți, comentați comentarii pozitive, distribuiți vlogurile mele, mă încurajați, vă bucurați împreună cu mine. Sunteți familia mea. Chiar dacă nu sunteți cu mine aici, sunteți familia mea și eu vă iubesc foarte mult, sincer. Când spun vă iubesc, cam în vedere, vă stimez foarte mult. Deci cam atât pe azi, cu voi a fost Ilie și noi ne vedem mâine. Pa, pa!